Salutare oameni buni, bine v-am regăsit la un nou minunat episod din Minecraft Diversity Arena Branch, arena pe care o putem reseta, ceea ce e foarte bine, pentru că data trecută am închis episodul cam abrupt, apoi când am intrat a fost un lag infernal din cauza chestiilor ălora care se tot generau și m-au omorât zombie și am făcut mapa vraiște. Dar nu contează. Și am uitat să și deschid acest chest din câte mi-aduc eu aminte și în acest chest se află o cărticică drăguță care îmi explică cam tot ce este de explicat despre această mapă. Bun, bine v-am găsit în arena, branch, bla 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 bla. Scopul tău este să activezi aceste cuști pentru mobi și să închizi spawnerele. Da, din data ce ai deschis o cușcă nu mai poți închide. Bla 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 bla. Currency, fiecare kill valorează un diamant care poate fi folosit pentru crafting, ok. Trading și deblocarea anvilului. Și a beacon-ului. Deci e vorba și de un beacon pe mapa asta. Oh, Doamne Sfinte, urăsc beacon-urile pentru că nu știu ce să fac cu ele. Cu fiecare kill, diamantele vor continua să apară în centrul arenei, deasupra beacon-ului. Ok. De îndată ce un player omoară 15 mobi din un fel, spawning-ul lor poate fi închis punând un bloc întreg de diamant în hopper-ul localizat în spatele cuștii, da, în spatele, dar în interiorul cuștii, mai în spate așa, bla 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 bla, dar totuși după asta un guest de ăsta se va spuna și după ce l-ai omorât, fiecare player va primi 5 nivele, aha, pentru ca să faci enchant cu ele sau ceva? Dacă mori vei pierde toate diamantele și blocurile de diamant din inventar, armura și itemele vor rămâne, așa că folosește chestul pentru a bla 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 bla. Să fii totuși cu băgare de seamă pentru că ți se va face foame aparent. Pentru a preveni asta, pentru fiecare kill vei primi niște saturații de aia, deci practic mi se încarcă bara aia de hrană. Deci dacă vrei să stai sănătos, continuă să omori mobi. Ei bine, asta sună destul de ușor. Hai să dau open zombies, dau pe normal și îmi deschid și asta. Asta merge închisă și deschisă tot timpul, deci dacă situația devine cam nasoală, pot să închid chestia aia și să aștept până când mi se încarcă viață sau ceva. E bine, stai așa. Am o strategie aici la început, de data trecută, da? Deci, dacă îl lovesc pe zombie și el cade în lavă, o să moară și o să-mi dea kill. Dacă el cade în lavă fără să îl lovesc, atunci nu o să-mi dea kill. Ceea ce e cam nașpa. Eu vreau kill-urile pentru că pentru fiecare kill mi se spunează aici și un diamant. Și asta e foarte, foarte drăguț. Adică nu pare atât de rău dacă pierzi diamantele. Pur și simplu lași niște zombi să cadă în lavă și gata. Place că ăsta se uita la prietenii lui. Băi, nenorociților, băi, m-ați împins în lavă, firar, mamă, dracu. Dar de ce e atât de tare jocul ăsta? Stai așa o secundă. Music and volume. Ăsta e... Nu știu, mi se pare foarte tare, pur și simplu, dintr-un motiv sau altul. Ăsta de-l face zombiul e foarte, foarte tare. Bun, și ce vreau să fac? Pot să fac o chestie, pot să fac rost de o sabie de diamant și vreau să fac rost de o sabie de diamant. Deci o să arunc cartea asta și o să sar aici și apoi o să fug aici. Hai să-mi închid cușca, uite așa. Bun, și o să mă duc la ăsta, la trade shop. Și voi da un diamant pentru un băț, după care voi face o sabie de diamant. Deci am omorât 3 zombi și gata, mi-am făcut sabie de diamant. Ceea ce e foarte, foarte drăguț. Așa. If trades get locked, leave the trade shop and return. Care trades? Uite, pot să fac rost și de niște string, poate pentru un arc, da. Lapis lazuli, nu știu exact pentru ce, săgeți, anvil și unblock beacon. Poate să-l deblochez pe ăla care deja e, asta ar fi bine. Bun, ei bine, acum am sabia, hai să deschid iar asta și sunt niște zombi pe aici. Ei bine, nu e problemă, nu e problemă pentru că am o sabie de diamant. La 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 la, și asta e mult mai rapid decât să stau să aștept să... Oh, shit. Să cadă în lavă. Deci va trebui să omor 15 zombi. Nu știu exact de ce ai vrea să deschizi celelalte cuști, adică... Probabil trebuie să le termin pe toate ca să termini acest branch, dar...
Zicea că 15 trebuie, dar văd că am omorât și... E! 20! Zombie spawning may now be disabled. Ok. Păi, înseamnă că... Oh, dar trebuie să am grijă. Trebuie să am foarte mare grijă. Trebuie să am foarte mare grijă că ăștia chiar vin și văd că se împing unul pe altul și îl lovesc și tot spre mine vine, că îl împing aia din spate. Iisuse Hristoase, și mai vin și din spate câțiva, ceea ce nu e foarte bine pentru mine. Nu cred că se despunează diamantele alea de jos de acolo. Adică ar trebui să mă duc să le iau la un moment dat, dar... Deci 34 am ucis, ia stai așa să mă duc aici. Bun, 31. Ok, asta nu e foarte bine, deoarece sunt zombii cam peste tot. Băi, stai așa. Nu, știu ce fac. Deci stau aici. Toți o să vin în partea asta, după care fug și sar acolo așa și... Uite așa. Așa, și am scăpat. Ok, trebuie să fug pe aici și așa. Și o să închid cușca asta ca să nu vină după mine. Și o să mă duc chiar la shop pentru a face un bloc de diamant. Uite așa. Hai să mai fac încă unul. Așa. Bun, de ce? Ca să deblochez anvilul. Uite așa. Iată. Iată-l, mă. Ioi. Ioi, ce drăguț. Diamond Sword, ok. Păi și enchanturi nu prea știu cum, dar mă rog, am deblocat anvilul. Nu știu exact de ce, dar nu contează. E bine, acum... Hai să fug pe aici și așa. Trebuie să intru în această... Ah, shit, e plin. Trebuie să... Ce sunete fac ăștia? Destul de funny. Trebuie să intru în cușca aia ca să pun un block of diamond în hopperul ăsta, dar... Ah. Oh! Oh, nice, au murit toți, ok. Oh! Yes! Oh my fucking god, nice. Stai așa să mă duc și aici. Ia uite încă câteva diamante. Bun, păi asta a fost... Arena, dar cu zombie. Hai să deschid spiders. N-ar trebui să fie foarte greu. Numai că stau toți pe sus. Ok. Este așa. Pac, pac. Pac, pac. Da, asta e chiar foarte simplu. E mai simplu decât cu zombie. Nu știu exact de ce sunt cam înceți. Stai că au început să vină. Da. Sunt cam înceți acești păienjini. Nu par să fie foarte isteți. Uite cum stau și nu mă atacă. Băi, ești nebun? Deci nu mă vedeau și nu mă atacau. Și când am intrat acolo în cușca lor, m-au văzut și au început să vină după mine. Da. Ia-i, ci că maybe now be disabled. Păi pot să stau aici să farmez așa la nesfârșit diamante. Să am foarte multe și să nici măcar... Să nu mă chinui să fac rost de diamante omorând pești de aia foarte puternici sau ceva. Deci dacă faci destule diamante... Omorând chestiile ușoare. Se pare că termin foarte ușor mapa pentru că... dar tu trebuie să omori un anumit... Oh, shit, e un spider jockey ăla. What the fuck? Tu cum te-ai spunat, mă? Bă, nenorocitule. Bă, nenorocitule. Bă, stai așa, mă, că dai tare. Dai tare în mine și nu vreau să dai tare în mine. Iată-l, mă, pe nenorocit, mă. Bun. Ei bine... Bun, știu ce o să fac acum, închid asta, mă duc chiar aici și fac un nou bloc de diamant, așa, mă întorc înapoi, deschid asta, ia să fug repede aici așa și să arunc în cutia asta mititică, pac, și ăștia toți sunt morți acum. Și ce ieși, aoleo, am uitat că, așa, ok, huh, bun. Diamante! Mamă, am 56 de diamante, dude. Wow, ok. Bun, ei bine, asta e foarte, foarte ca lumea. Chiar îmi place, deci asta e și cealaltă, mă rog. Una din puținele mape de astea custom pe Minecraft care mi se pare pur și simplu genială. Deci e pur și simplu genială. Îți dai seama cât de mult au muncit oamenii pentru chestia asta? Deci n-am ce spune decât tot respectul, bănuiesc. Bun, ei bine, dacă tot am atâtea diamante, night vision, ok, o să merg în shop... Și o să-mi fac o armură, pentru că nu vine să cred că nu m-am gândit la asta până acum. Dar îmi trebuie o armură.
Uite așa și niște pantofi. Pac. Bun, ia să o pun pe mine. Armură full de diamant. Am o sabie de diamant. Hai să mai fac niște blocuri de diamant. Să zicem vreo două. Și... Oh, lapis lazuli pentru... Ah. Aha, este așa, uite. Bun, și pun asta. Noi, stai, nu pun asta, așa, și asta. Și am knockback. Ah, oh, dar îmi trebuie multe nivele. Păi stai o secundă, nu știu câte cuști sunt, dar nu pot să fac nivel foarte, foarte mare, deci... ok. Și am și knockback, nașpa. Bun, ei bine, acum... Ia să vedem ce altă cușcă să mai deschid. Open witches, nu, tot ceva ușor așa, pentru că sunt la început. Blaze, cave spiders, asta n-ar trebui să fie foarte complicat. Adică sunt niște păienjini mai emititei așa și mai enervanți care dau și poison, dar am armură full de diamant, deci n-ar trebui să fie foarte greu. De asemenea, cred că mor în două lovituri de sabie de diamant. Da, dar ăștia sunt mai rapizi, Doamne sfinte, și sar, frate, la mine. Ok. Mai bine, da, o să-i bat. O să merg după aia foarte, foarte repede să le închid spawn-ul. Șmecher că mor automat, și după ce le-ai închis spawn-ul, ca să nu stai să rămâi blocat acolo și în cușcă. Bun, ci că ar fi gata acum. Ah, shit, fuck, ok. Ok, fuck it, o să mai fug puțin. Poison, 6 secunde, shit. Oh, shit, Doamne sfinte, ăștia chiar în spatele meu, frate. Shit. Shit. Ah, fuck, e unul chiar acolo. Nu pot să cred că i-am fentat pe fraieri. Bă, fraierilor, bă. Zim că nu se spunează unul pe aici, așa că... Yes! Mamă! Nice! Hai mă, dă-mi coace mă! Trage-mă încoace mă! Yes! Bun, mai pică un diamant, văd. Ia uite. 18 diamante? Credem că o să fie mai multe, dar... Suspect. Poate s-au mai desponat, cine știe. Bun. Ei bine, hai să vedem ce altceva să mai deschid. Creepers. Hai că creepers iarăși n-ar trebui să fie foarte, foarte complicat. Dacă e de ceva, o să mai plesnească. Și o să moară, nu-i așa? Ia uite. Dar mi se pare că trebuie să-i bat eu ca să... Da. Și dacă îi trag una și-l lasă bubuie, ce se întâmplă? Stai așa. Asta nu e bine deloc, că nu-mi dă deloc kill-uri. Trebuie să-l bat. Fucking shit. Ok, nici asta n-a fost bine. Cel puțin am un diamant acolo. Hai mă! Așa. Vin încoace, hai. Bun. Trebuie să fac chestia asta. Fuck. Hai și tu. Hai băieții, hai afară băieții, hai. Te rog nu bubui. Mersi foarte mult. Te rog nici tu, Dumnezeule mare. Wow. Bun, dacă le dau două critice mor ăștia, deci. Trebuie să țin minte cărui creeper i-am tras o critică. Mai dau încă una. A, mă, dar tu cum ai bubui, frate, acolo în spate, Iisuse? E bine, hai că nu e atât de greu, dar tot e enervant că bubuie și omoară și pe aia de lângă ei și... Nici nu pot... Apoi du-te în gâtul, mătii, că eram la 10 km distanță, wow! Problema e că nu pot să stau foarte mult să le dau critice pentru că... oh, shit... Pentru că după aia s-ar putea să nu am timp să fug. Uite mă, ești nebun, ce triple kill am dat acolo. Dar dacă ar fi câte unul ar fi super ușor, dar fiind câte mulți, știi? Și ia uite ce s-a întâmplat. Fuck. Ei bine, asta cu hrana nu-i deloc o problemă, aparent. Tot omor de ăștia și mi se tot încarcă hrana. Da. Așa, can now be disabled. Asta e bine, asta e foarte bine. Bun, ia să vedem acum și câte diamante sunt acolo în mijloc. Dar ar trebui să mă duc să le iau pe astea, că... Uite, acum...
Oh, shit. Hai mă, șmecheră, hai mă. Fuck. Bă, dar trage și tu drept, mă. Așa. Uite-mă cu un diamant. Ok. Bun. Păi am 35. Pot să mă mai duc să mai fac rost de multe, multe chestii. Hai să mă duc la asta de shop. Trader. Bun. Vreau. Vreau să mai fac niște blocuri de diamant. Două. După care, ce să mai fac cu restul de diamante? Repair. Aș putea să repar sabia asta. N-ar costa foarte mult. Am 20 de nivele totuși. Ce era aici? Knockback. Knockback-ul e bun, nu? Vreau knockback, da. Și desigur că doar knockback, adică n-a putut să dea și altceva. Nu, domnule, ce? Eu nu. Așa, asta ce are aici? Protection. Oh, unbreaking. Fuck, nu vreau unbreaking, vreau protection, frate. Jesus. Hai că iau asta cu protection. Nu mă interesează. Vreau protecție. Nu să dureze foarte mult, că nu duc lipsă de diamante. Și cred că armură de asta normală. Aute ce stare în breaking. Băgame. Fire protection. Hai că asta e mai bine. Ok. Să le pun pe mine. Hai să fac și așa. Bun. Am și... Uite, l-am împins pe ăsta. Bun. Bun, ia să vedem. Hai mă, ceva mai... Open cave spot. E deschis. Bun. Guardians, nu, magma cubes, pigmen, silverfish, skeletons. Hai că o să dau la scheleți. Hai la scheleți. Hai la scheleți, mă. Așa, oh shit, knockback-ul ăsta nu e bun pentru scheleți. Chiar deloc. Chiar deloc, regret că am luat knockback pentru scheleți. N-ar trebui să dureze atât de mult pentru că o să încerc să le dau cât mai multe critice. O să intru aici în cușcă cu ei și ei o să fie foarte confuzi, știi? Eu am și armură și nu o să fie problematic deloc. O să fie confuzi pentru că se lovesc unul pe altul, își schimbă ținta, se întorc unul după altul și nu mai lovesc pe mine. Și asta e bine decât, decât să-i scot afară, e mult mai bine așa. Bun, ia să facem și așa. Aș putea să stau să farmez asta mai mult pentru mai multe diamante, cred eu. Uite așa. Aoleu, aoleu, m-au cam prins la colț, băi, ești nebun. E cam nașpa dacă încep să te prindă la colț cu săgețile, că nu mai scapi. Bun, deocamdată mă descurc, dar ăștia-mi cam dau, sincer. Am cam stricat armura, nenorociții. Că aici așa nu e ca în celelalte locuri să nu te nimerească. Aici, dracii, ăștia te nimeresc. Ok, hai că ajunge. Bun. Ia să vedem. Hai, mă. Dă-i încoace, mă. Dă-i, mă, încoace. Jesus. Bă, alo. Frate, nu-mi spune că trebuie să mă duc să fac rost de un arc ca să omor guest-ul ăsta, pentru că văd că nu mă atacă. Alo. Iisuse. Trebuie să mă duc să fac rost de un arc. Bun, nu știu exact câte sticuri îmi trebuie. Cred că 3. Așa. Ceva de genul ăsta, cred. Și, dai să fac așa, așa, așa. Bun, asta e. Bun, și în afară de asta mai trebuie niște săgeți, frate. Deci, dă-mi niște săgeți. Ce nervant e! Ah! Ce, aș da o sabie, dar mi-e frică să nu stric mapa. Ok, bun, am bowl. Bă, alo, alo. Acum dai, tu spaștele mătii. Mi-am făcut arcul degeaba. Wow. Așa, e bine să am grijă aici și am. Ar trebui să am foarte mare grijă, că dacă mor, nu prea vreau să rămân fără aceste diamante și blocuri de diamante și ar trebui să le las aici. În afară de bloc, blocul am nevoie de el. Ia să vedem, la ce să mai deschid? Hai că mai deschid o de asta și pigment n-ar trebui să fie foarte greu. Ideea e că mă vor urmări toți. Da. Dar e bine că uite. Ia uite, cum vin și eu le dau, nici măcar nu trebuie să mă chinui să dau critice. Uite, uite ce se întâmplă dacă dau critice. Trebuie să sar, nu pot să mă dau în spate și... Da, asta nu e greu deloc. Plus că am knockback-ul, ceea ce mă ajută la ei. Așa. Trebuie că 3 săbii la fiecare. Uite, pot să merg așa la nesfârșit și să dau în ei. La 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 la
Asta, ăștia au fost pigmenii. Hai că mai bat, totuși mai bat puțin. Problema e acum că trebuie să intru acolo în cușca lor. Trebuie să mă opresc să-i mai omor, să mă învârt în jurul lor, să ajung cumva în spatele lor, acolo și la cușcă și să arunc blocul de diamant. Da, uite cât de mulți au ieșit deodată, Doamne sfinte! Hai că-i mai omor și pe ăștia ca să mai fac rost de niște diamante. De fapt, dacă stau să-i omor pe toți după aia, nu voi mai putea intra pentru că o să se sponeze alții. Bun, ok, ăsta e deștept, ăsta a ocolit pe cealaltă parte, tu la în gură. Așa, și au murit cu toții. Și e un guest aici care încă nu mă atacă, am luat și niște diamante. Așa, care e problema ta, mă? What the fuck? What? Frate, nu înțeleg ce Dumnezeu se întâmplă. Săgețile mele nu prea se duc în sus. Și totuși, aparent, am lovit guest-ul. Ei bine, bun, am o grămadă de diamante. Ar trebui să mă duc să mai fac niște blocuri de diamant să opresc spawnerile astea. Ia să vedem. Deci 1, 2, 3, 4, 5. 5 blocuri de diamant. Trebuie să arunc astea așa și să le iau iarăși ca să fie stacate. Așa. Bun, mai mă duc înapoi. Deci cam atât pentru acest episod, oameni buni. Cred că pentru data viitoare voi reuși să termin Arena Branciu. Deci nu uitați să lăsați și voi un like pentru următorul episod și pentru ăsta. Și ne vedem data viitoare. Pa, pa!